Oamenii muncii au ales ca delegați la al treilea congres al sindicatelor pe cei mai buni dintre ei. Printre aceștia sunt minerul stahanovist Iuliu Haidu, strungarul stahanovist Constantin Vasilache, minerul stahanovist Copetin Gheza. Tovarășa Liuba Chișinevski prezintă raportul asupra proiectului noului statut. Dragi tovarăși și tovarășe, prezint congresului spre discutare și aprobare proiectul noului statut al sindicatelor din Republica Populară Română. Tovarășa Liuba Chișinevski arată că principiile noului statut al sindicatelor au fost elaborate ținându-se seama de cerințele noi ale dezvoltării țării noastre și pe baza experienței glorioaselor sindicate sovietice. Sindicatele își vor da întreaga lor contribuție, spune în încheiere tovarășa Liuba Chișinevski, pentru ca țara noastră să merite înaltul titlu de brigadă de șoc a mișcării revoluționare și muncitorești internaționale, dat țărilor de democrație populară de marele Stalin.